Elevii din Ploiești erau așteptați la ora documentării noastre să viziteze biblioteca din Giurgiu, care poartă numele părintelui spiritual al gimnaziului lor. Conducerea bibliotecii s-a gândit să ofere tuturor și câte un volum scris de Basarabescu, volum lansat astăzi în fața publicului numeros. Moș Stan este al 16-lea volum din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Proiect ce a demarat în aprilie anul trecut. Moș Stan este o carte care pe mine, zic eu că oarește știutor de literatură a lui Basarabescu, m-a surprins într-un mod foarte plăcut, pentru că veți constata, citind-o, că este într-adevăr o carte pentru copii, dar în același timp este o carte care alină sufletele tuturor vârstelor. Tot astăzi a fost oferit giurgiuvenilor și numărul 2 din revista Jurnal de Literatură, în care publică mulți giurgiuveni, dar peste care își pune amprenta și publiciști cu nume din țară. Ce să vă mai spun de revistă? Eu cred că deja mulți dintre dumneavoastră ați parcurs primul număr. Este minunată pagina, ultima pagină, pagina de religie. O datorăm preotului Georgian, care ne anunță în fiecare lună sărbătoarea religioasă. Este minunată chintesența aceasta între religie, cultură și, iar prima copertă, avem o grafică excepțională despre Giurgiu în secolul al XIX-lea. Suita de evenimente de astăzi face parte din proiectul Primăvara Literară, care va continua luni, când la ora 16, tot la sediul bibliotecii giurgiuvenii sunt așteptați să participe la lansarea romanului 40 de zile, scris de regizoarea și publicista Chris Simion.